Acum că Domnul e păstorul meu, oare de ce voi duce lipsă eu? Odihnă-mi dă, pășunile sunt verzi, cu ape liniștite și livezi. Îmi întrenează sufletul, de rău mă absolvă căci ador numele său. O, Doamne, chiar când calca morții vale, n-am teamă că sub paza mâinii tale pasul mi-l lași să treacă și să meargă, strunindu-mi-l cu înțeleapta-ți vargă. Atunci, când toți vrăjmașii sunt de față, o masă îmi pui tu dis de dimineață, capul mi-l ungi cu mir din cel mai fin, paharul se revarsă de prea plin aceste negrăite bucurii. Întreaga viață mă vor însoți, voi locui în casa Domnului la nesfârșit prin îndurarea Lui. Patristica este un domeniu cu totul aparte al culturii cărții, al culturii autorilor de referință din literatura antică creștină, de limbă greacă și de limbă latină, iar în România, istoria acestui domeniu, abia dacă numără un secol de prestație performantă. Au fost mulți nevoitori, mulți ostenitori care au tradus din Sfinții Părinți, însă puțini patrologi, puțini specialiști adevărați în acest domeniu, iar tradiția reală la noi începe cu un mare pedagog numit Ioan G. Coman, autorul și al unei patrologii de referință în cultura românească. Probabil că cel mai inspirat și mai apropiat de duhul acesta întemeitor al lui Ioan Coman, care a fost și teolog de marcă, dar și filolog clasic, absolvent al literelor greco-latine, este ucenicul său, aș spune, predilect, înalt preasfințitul părinte mitropolit Nicolae Cornean. Întâlnirea mea cu domnia sa a avut loc tocmai pe coordonatele acestei pasiuni extraordinare pentru părinții bisericii, pe care și dânsul și-a cultivat-o încă din tinerețe, urmând cursurile, la fel ca și magistrul său, deopotrivă de teologie și de limbi clasice. A fost o iubire la prima vedere, după câte mărturisește domnia sa, față de acești mari autori, atât de limbă greacă cât și de limbă latină. Antonie cel Mare, în speță, l-a fascinat, i-a dedicat și o lucrare remarcabilă. Apoi a întreprins o traducere monumentală dintr-un mare părinte oriental și sihastru deopotrivă, Ioan Scărarul, Sfântul Ioan Scărarul, autorul unei lucrări de referință pentru cultura teologică și patristică a umanității, Scara Raiului, o lucrare care întotdeauna îmi sugerează superba icoană de pe peretele Suceviței noastre din Moldova, Mănăstirii Sucevița, acea scară pe care toți creștinii, toți ostenitorii într-o mântuire încearcă să o urce, fiind sprijiniți de îngeri de o parte și trași în jos de cei răi de sub scară, pentru că fiecare asemenea treaptă reprezintă un viciu sau o virtute. În anii 80 și chiar mai dinainte, în anii 70, la acel dezgheț provizoriu al culturii române, Înaltul Sfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a fost reperul esențial care a dus la unificarea celor două aspecte. Era un excepțional filolog clasic, cunoscător eminent al limbilor greacă și latină, dar și un teolog subtil și un bun mânuitor al limbii neogrecești. O minunată sinteză a preocupărilor sale au fost cărțile care pe toți ne-au inspirat în acea perioadă, cărțile numite Patristica Mirabilia, apoi o culegere de studii patristice admirabile, urmate de traducere, așa cum spuneam, după 1990, dintre care Scara Raiului cu cele 8 ediții de până acum este o performanță ieșită din comun, dar și alte texte reunite sub genericul Miscelanea Patristica sau Actualitatea Vechii Literaturi Creștine, culegeri de studii, de mici traduceri, de eseuri încântătoare
foarte ușor de citit și foarte bogate în sensuri profunde, foarte încărcate de învățături, de tehnica unui om de știință desăvârșit și de carisma adevărată, veritabilă, a unui iubitor al celor sfinte. Monahismul a înflorit în veacul al VI-lea, atât în Țara Sfântă, cât și în zonele unde creștinismul a ajuns să se răspândească și, în mod special, aș putea zice, în Egipt, numai puțin în Țara Sfântă și în Elada de odinioară, în Grecia de astăzi. Primii creștini au fost cu o viață foarte dăruită lui Hristos, lăsând totul deoparte pentru a urma doar poruncilor Mântuitorului Iisus Hristos și Evangheliei sale. Încă de tânăr a intrat în viața monahală la o mănăstire din muntele Sinai și nu numai că a intrat în viața monahală, dar s-a simțit și îndemnat să scrie în ce constă viața călugărească, care sunt etapele pe care trebuie să le urmeze un creștin doritor de a urma cu totul lui Hristos, atât în viața de fiecare zi, cât și în viața obștească a fiecăruia. Din acest punct de vedere, am putea spune că Ioan Scărarul, care își păstrează numele după opera pe care a alcătuit-o, Scara Raiului, a fost unul din cei care a urmat cu mult entuziasm calea desăvârșirii creștine, dăruindu-se cu totul urmării lui Hristos. Ceea ce este important să subliniez aici și acum este că Înalt Preasfințitul este un foarte important cunoscător și mânuitor a limbii române. Numeroasele sale cărți ilustrează cu strălucire frumusețea și înălțimile limbii române. Patristica Mirabilia este scrisă cu o eleganță și cu o vocație a spiritualității pe care foarte puține cărți ale limbii române le au. Traducerile atât de numeroase pe care le-a făcut sunt strălucitoare din punctul de vedere a mânuirii cuvântului românesc. Prezența Înalt Preasfințitului la întâlnirile noastre este foarte adesea prezent la lansările de cărți, la aniversări, la comemorări. Are un rol cu totul și cu totul neobișnuit, fiindcă se simte harul. Înalt Preasfințitul are har, are o capacitate de a domina, de a stăpâni spiritualitatea locului. Înțelepciunea se adaugă
cu spiritul prezenței. O prezență impresionantă prin frumusețe, eleganță, rostire.